David Rosenhan, fiind psiholog american, a publicat în 1973 o lucrare în revista Science numită The Mentally Healthy Between the Mentally Ill, care a devenit o adevărată bombă cu ceas. Chiar și aproape o jumătate de secol mai târziu, acest experiment, care de fapt a fost condus și descris chiar de Rosenhan, este considerat unul dintre cele mai controversate studii. Și totul pentru că a avut un impact dublu asupra dezvoltării psihiatriei ca domeniu științific și medical. Bine ați venit pe canalul nostru! Puneți un like și să începem! David Rosenhan și-a luat doctoratul în psihologie la Universitatea Columbia. Ca profesor la multe instituții prestigioase, precum Stanford și Princeton, nu și-a oprit activitatea științifică. În primul rând, era interesat să înțeleagă starea de nebunie și diagnosticul acesteia. În plus, s-a gândit adesea la fiabilitatea metodelor actuale de diagnostic psihiatric, precum și la consecințele declarării eronate a oamenilor nebuni. Odată, după o prelegere susținută de unul dintre principalii ideologi ai antipsihiatriei, Ronald Laing, Rosenhan a decis să testeze experimental fiabilitatea metodelor de diagnosticare. Experimentul lui Rosenhan a constat din două etape. Prima a implicat participarea pacienților falși care trebuiau să meargă la instituții medicale specializate cu aceleași simptome, 8 voluntari printre care s-a numărat și Rosenhan. Au vizitat 12 spitale mentale din 5 state, toți au fost uniți de aceleași plângeri, halucinații sonore și 3 cuvinte repetate, gol, gol, surd. Conform ideii lui David, aceste cuvinte trebuiau să conducă medicii la ideea unei crize existențiale. Cu toate acestea, în 11 din 12 instituții, acest simptom a fost luat ca o manifestare a schizofreniei și doar într-una diagnosticul a fost mai optimist, psihoză maniaco-depresivă. După spitalizare, pacienții simulați trebuiau să se comporte absolut normal, să coopereze în orice mod posibil cu tratamentul, să fie prietenoși cu pacienții și personalul, să participe la terapie și să raporteze dispariția completă a simptomelor. În ciuda unei recuperări atât de puternice, medicii nu bănuiau înșelăciune. Mai mult, chiar și în comportamentul normal al voluntarilor, aceștia au observat semne de abateri. De exemplu, comunicarea cu alți pacienți a fost uneori percepută ca o dorință patologică de atenție. Când personalul a observat cum pseudopacienții au explorat împrejurimile lor și au luat note scrise, comportamentul lor a fost determinat a fi paranoic. Chiar și detaliile destul de familiare ale vieții obiectelor de studiu au fost uneori percepute ca patologie. În special în cazul unuia dintre voluntari, a fost enumerat simptomul maniei patologice de control, care s-a manifestat în manipularea membrilor familiei. E amuzant că, în timp ce paramedicii au luat în serios simptomele inexistente ale pseudopacienților, vecinii le-au denunțat ușor. Voluntarii au raportat zeci de cazuri când pacienții i-au acuzat de înșelăciune și i-au considerat ziariști sau oameni de știință. În ciuda asistenței totale a voluntarilor, personalului medical și a dispariției complete a simptomelor inițiale, nu toți pseudopacienții au părăsit rapid spitalele de psihiatrie. În medie, au petrecut aproximativ 3 săptămâni în instituții. Cea mai scurtă ședere a durat o săptămână, iar cea mai lungă 52 de zile. În plus, toți pacienții au fost externați cu certificat de schizofrenie în remisie. Cum crezi? Care este cel mai apropiat animal omului? Nu, nu este porcul, deși uneori ne apropiem foarte mult de ei. Acesta este cimpanzeul. Pentru a vedea cum își organizează ei comunitățile și ce legi au, intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. A doua parte a experimentului a fost în colaborare directă cu un spital de psihiatrie. Rosenhan a fost de acord cu conducerea uneia dintre instituțiile medicale că în următoarele luni va trimite un actor la spital cu simptome fictive. Medicii au trebuit să-l expună pe acest actor. Când după un timp psihiatrii i-au oferit lui Rosenhan o listă extinsă de 41 de suspecți, psihologul a recunoscut că nu avea deloc intenția de a trimite un pacient fals. Din toate acestea, Dr. Rosenhan a concluzionat că chiar și experții recunoscuți sunt incapabili să distingă o persoană sănătoasă mentală de o persoană bolnav mentală. Totuși, în același timp, el a observat că probabil astfel de acțiuni se datorează lipsei de dorință a psihiatrilor de a rata o persoană cu adevărat nesănătoasă, care poate fi periculoasă pentru ei înșiși și pentru ceilalți oameni din jur.
Implicațiile experimentului lui Rosenheim au fost și rămân extrem de ambigue. Publicarea sa în revista respectată Science a fost o bombă care a subminat foarte mult încrederea deja fragilă a oamenilor în profesia de psihiatru. În plus, a presupus o reevaluare a tuturor metodelor existente de diagnosticare a bolilor psihiatrice. În 1980, influențat de munca lui Rosenheim, a fost publicată o ediție actualizată a manualului de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale, care descrie simptomele tipice pentru 256 de boli. Din această cauză, diagnosticul de afecțiuni complexe și confuze a început să semene cu un joc în care, pentru a primi un diagnostic, era necesar să se colecteze un anumit număr de puncte, simptome. Apariția unui astfel de manual de diagnostic a dus la o scădere bruscă a dezvoltării psihanalizei profunde. Nu toți experții au fost entuziasmați de cercetările lui Rosenheim. Mulți s-au îndoit de plauzibilitatea experimentului și a metodelor științifice. Psihiatrii Fred Hunter și Robert Spitzer l-au acuzat pe Rosenheim că a difuzat informații antiștiințifice. Doctor în neuroștiințe Seymour Cattay a susținut că astfel de experimente sunt lipsite de sens, deoarece cel mai important factor în diagnosticarea anomaliilor psihice și fizice este onestitatea pacientului și sentimentele sale reale. Pentru a-și dovedi punctul de vedere, Cattay a luat un scenariu similar pseudopacient la urgențe. Dacă o persoană bea un litru de sânge și merge la medici din cauza vărsăturilor sângeroase, va începe să caute cauza unui simptom atât de grav și să nu să se gândească la o posibilă înșelăciune. Deși algoritmul acțiunilor lor reflectă procesul de gândire al psihiatrilor implicați în experimentul Rosenheim, în studiul său, Rosenheim a atras atenția asupra atitudinii inumane a personalului medical față de bolnavii mentali. Majoritatea voluntarilor s-au confruntat nu numai cu presiunea psihologică, ci și fizică din partea personalului spitalelor de psihiatrie, chiar și în ciuda cooperării lor depline cu tratamentul și comportamentul prietenos. Rosenheim a fost unul dintre primii care au ridicat această problemă și au atras atenția publicului asupra acesteia. Potrivit multor experți, acest moment a devenit principala realizare a studiului psihologului american, în timp ce valabilitatea restului descoperirilor este foarte îndoielnică. Din nefericire, stigmatizarea persoanelor bolnave mental rămâne o problemă urgentă până astăzi, chiar și în ciuda luptei active împotriva acestui fenomen. The Mentally Healthy Among Mentally Ill este singura lucrare a lui Rosenheim care a afectat cursul experimentului. Ea i-a oferit psihologului american faimă mondială și o viață confortabilă. În trecut, Rosenheim a promis că va publica o altă carte în care va descrie mai detaliat senzațiile și impresiile pseudopacienților pe baza notelor lor personale. Dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Zeci de ani mai târziu, jurnalista Susanna Sehelen a devenit interesată de soarta voluntarilor și de detaliile experimentului. În multe privințe, interesul ei s-a datorat propriei experiențe de viață legată de lipsa de încredere a metodelor de diagnosticare. În urmă cu câțiva ani, Susanna părea să-și piardă mințile. Era bântuită de halucinații, nu se putea concentra la muncă și își pierdea controlul asupra emoțiilor. Treptat, starea ei s-a transformat într-o depresie prelungită, iar Susanna a început să se gândească la sinucidere. Când doar formalitățile au despărțit-o pe jurnalistă de internarea într-un spital de psihiatrie, aceasta a reușit să cunoască un neurolog care a înțeles că este o patologie somatică și nu psihică. S-a dovedit că Susanna suferea de encefalită autoimună, inflație a țesutului creierului cauzată de o funcționare defectuoasă a sistemului imunitar. Cahalan l-a contactat pe fiul lui Rosenheim și a obținut acces nu numai la schițele unei cărți nepublicate, ci și la afișele medicale din dosarele unora dintre pseudopacienți, inclusiv și a lui David. Pe măsură ce procesa informațiile, ea a început să caute voluntarii supraviețuitori ai experimentului. În plus, Susanna a încercat să aibă acces la recenziile oficiale ale studiului, dar biroul revistei Science a refuzat să-i ofere informații sub o varietate de pretexte, de la secretul datelor până la pierderea lor completă. În mod surprinzător, un jurnalist cu numeroase legături în comunitatea științifică și medicală a reușit să identifice doar doi pseudopacienți, care nu aveau absolut nicio informație despre colegii lor. Notele lui Rosenheim nu conțineau nicio informație despre identitățile reale ale voluntarilor, dar existau informații despre pregătirea atentă a participanților la experiment.
Ambii foști pseudopacienți au negat cu încredere orice pregătire. În plus, unul dintre ei, Harry Lando, a renunțat complet la experiment la 19 zile după începerea acestuia. În notele lui Rosenhan au fost păstrate informații că Lando a încălcat cumva protocolul. Cu toate acestea, bărbatul însuși a spus că Rosenhan l-a expulzat, pentru că îi se părea că lui Harry îi plăcea prea mult să fie în centrul medical. Mai târziu, Lando a mai remarcat că unele dintre aventurile sale din spitalul Rosenhan au fost atribuite mai târziu unui alt pacient. Cea mai bizară descoperire pentru Sahalan au fost fișele medicale pentru Rosenhan însuși. Ei au spus că au un anume David Lurie, cum s-a prezentat Rosenhan în spital. A venit cu numeroase plângeri care depășeau în mod clar halucinațiile auditive descrise anterior. De exemplu, lângă voci a auzit sunetele semnalelor radio și gândurile altor persoane. Dosarul spunea că pacientul a încercat să suprime simptomele punându-i bucăți de cupru în urechi și a mers la spital doar pentru că aceste camere sunt mai bine izolate de semnalele radio. În plus, David Lurie s-a plâns de insomnie, probleme la locul de muncă și gânduri de sinucidere. Conform fișelor medicale, vorbirea pacientului era lentă și neclară, făcea constant o grimasă și zvâcâire și, de asemenea, le-a spus asistențelor că lumea ar fi mai bine fără el. Nu este deloc surprinzător. Astfel, în loc să câștige o nouă perspectivă asupra experimentului senzațional, Susanna Sahlan a dat peste o încurcătură uriașă din minciuni și discrepanțe. Jurnalistul s-a întâlnit și cu foști colegi de la Rosenhan, în special cu psihologul Eleanor McCobby, care și atunci avea mari îndoieli cu privire la activitatea sa științifică. Potrivit multor oameni de știință, este probabil că majoritatea pseudopacienților și experiențele lor în interiorul zidurilor spitalelor de psihiatrie să fie complet fictive. În cele din urmă, în timp ce Rosenhan a atins mai multe probleme reale și actuale din domeniul psihiatriei, întregul său experiment s-a dovedit a fi o farsă incredibil de controversată care a avut un impact major asupra politicii globale de sănătate mentală. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. De asemenea, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Pe curând!